Povești dulci de la domnița. Bubu și mierea magică de Cătălin Josan. Ca orice gâză din boiana de flori cu 1000 de culori, și bubruza Bubu făcea exerciții care îl mențineau în formă foarte bună și mereu pregătit de aventură. Acestea includeau 4 cercuri deasupra narciselor parfumate, 38 de valuri în zbor de rezistență peste mușuroiul de furnici și cea mai complicată manevră, care necesita o concentrare aparte, și anume zbor vertical la 10 metri și aterizarea în viteză. După ce le termina, Bubu lua câte o picătură zdravănă de miere polifloră din rezerva bunicului său. Iată că în una din zile, când acesta și-a antrenat zborul, un vânt puternic îl aruncă într-o floare de mac, unde dormea un trântor plin de polen. Tiu, măgâldeață, ce mă speriaș! Nu te-a învățat nimeni cum se face o aterizare de urgență fără să trezești un stup întreg de albine? Ce gâfâi așa de parcă te fugărește un gărgăun flământ? Ia de aici niște rouă și nu te mai foi, că acuș ne cade petala de sub picioare. Bună ziua, pufoșenia dumneavoastră! Iertați-mi fie deranjul cu care v-am trezit, dar m-a aruncat o rafală de vânt și era unicul mac pe care puteam să-l mai văd în fața ochilor. Am înțeles că ești un băiat educat și că știi să vorbești cu dumneavoastră așa cum se cuvine să te adresezi celor mari. Dar mie poți să-mi spui pe nume, că nu-s chiar atât de bătrân. Îmi zice Pufăilă Trântorul. Eu sunt Bubu. Îmi pare bine de cunoștință. Pot să te întreb, cum de nu ești și tu la strâns de polen și miere pentru stup? Sau aveți pauză de amiază? Am văzut că acum florile sunt în plin sezon de înflorire. Bine că le știi tu pe toate, măi, bubule. Vezi tu, albinele nu prea știu să se odihnească, fiind mereu în căutare de miere pentru stup. Or, eu am hotărât să mai zăbovesc din când în când și să-mi recapăt puterele în câte o floare. Poate de asta și m-au alungat din stup pe o perioadă nedeterminată. Regina albinelor crede că pentru a reveni în stup trebuie să demonstrezi un act de vitejie. Cine știe ce-o fi având în vedere prin această vitejie, dar sper să reușesc să mă întorc cât mai curând în zumzăietul cel necontenit. Cred că știu cele mai multe lucruri despre vitejie, curiozitate, aventuri și alte năzdrăvănii din toată poiana. Ce-i drept, mai mult din auzite. Dar se pare că, nu întâmplător, am nimerit la momentul potrivit, în locul potrivit, ca să găsim împreună ceva ce ar putea să te readucă în stup și să demonstrezi reginei că meriți să fii și tu parte din familia albinelor. Îți mulțumesc pentru susținere și să știi că o să-ți fiu foarte recunoscător dacă ai putea să mă ajuți. Am auzit o legendă despre una dintre cele mai fascinante mieri ce există, dar care nu poate fi adunată atât de ușor, pentru că e păzită foarte bine de gârgăunii hapsâni și rar cine se poate apropia să o adune. O, da, ai dreptate, bubule. Cred că vorbești despre mierea magică de salcâm. Se spune că gustul și aroma ei îți pot da puteri supranaturale și devii invincibil în fața oricărei nepaste. Nimeni din stupul de albine nu a reușit să se întoarcă dintr-o aventură atât de periculoasă. Crezi că am putea să aducem măcar o găletușă de miere de salcâm? Asta cu siguranță m-ar ajuta să fiu primit înapoi în stup. Pufăilă, cred că am o idee cum am putea să-i ademenim pe gărgăuni într-o capcană, dar
voi avea nevoie de ajutorul tău pentru a duce planul la bun sfârșit. Ești sigur că va funcționa și nu vom nimeri și noi în capcana asta? Ai încredere, Pufăilă. Oi fi o micuț și neexperimentat, dar am idei cât pentru 1000 de capcane. Sunt mereu inspirat, mai ales când trebuie să ajut pe cineva. Propun să mai zăbovim până se lasă seara și după să pornim spre pădurea de salcâmi. Mi-ai ghicit gândurile, Buburuzache. Hai atunci să-mi împlinesc și eu somnul și după ne apucăm de treabă. Nici nu terminase gândul că deja Pufăilă trânturul a țipise, acoperindu-și ochii cu una din staminele macului și începu să sforăie de zor. Cred că mai bine îi se spunea sforăilă, la cât de tare se mai clatină macul ăsta prin somn. Se gândi Bubu, încercând să pună la punct planul său curajos. În câteva ore începu să se întunece ușor, iar soarele se apropia de linia orizontului, iluminând într-un oranj roșietic toată poiana. Bubu se deșteptă primul și îl ghiunti pe Pufăilă să se trezească. Încă cinci minute, pâzâi somnoros Pufăilă. Care 5 minute, Pufăilă? Tu vrei să ajungi înapoi în stup și să dormi la cald, sau ba? Sigur că vreau un stup, exclamă Pufăilă și sări imediat, dezmorțindu-și antenele cu piciorușele din față. În câteva secunde erau gata de decolare. Buz. În depărtare se vedea pădurea de salcâm, iar priveliștea poienii, alintate de razele soarelui care iată apunea, era absolut încântătoare, o priveliște de care Bubu nu se sătura niciodată. Când erau aproape, Bubu îi făcu semn lui Pufăilă să aterizeze pe o frunză lată de brusture, chiar la intrarea în pădure. Înainte de toate, trebuie să-ți spun despre planul meu. Fii atent! Deci, va trebui să-i momesc pe gărgăuni într-o capcană, iar tu, între timp, vei aduna mierea de salcâm. Unica mică problemă e că avem nevoie de o pânză de păianjen și nu știu de unde să facem rost de una. Hei, eram sigur că ne va fi de ajutor una din pânzele lui Hats-Hats. Hats-Hats? Cine mai e și ăsta? Întrebă Bubu nedumerit. E un păianjen viclean care are pânze peste tot prin pădurea de salcâm, iar dacă nu ești atent, ai toate șansele să numerești în una din ele și să nu mai ieși de acolo. Ce înseamnă lucru în echipă? Știam că ai stofă de aventurier, Pufăilă. Și unde găsim aceste pânze? Bună întrebare, deși cred că dacă ne uităm atent, am putea să dăm de una prin apropiere chiar. Dintr-o dată se auzi un foșnet de sub o frunză, iar de sub ea se vedeau strălucind 8 puncte negre. Va să zic că a sosit cina. O buburuză și un bondar. Îmi place meniul de astăzi. Ia veniți mai aproape să ne cunoaștem mai bine. Hats-Hats sări îndată să-i înșface pe Bubu și Pufăilă. Dar aventurierii noștri erau cu ochii în patru, așa că săriră imediat de pe frunza de brusture. Lasă că vă prind eu altă dată, gustoșenilor! Le strigă Hats-Hats, ascunzându-se sub o piatră. A fost cât pe ce să ne pape flămândul, dar bine că am scăpat la timp, spuse Bubu, puțin speriat. Așa salt acrobatic n-am mai văzut de mult, Bubule. Se vede că te antrenezi în fiecare zi
mic, dar voinic adevărat. Și uite așa, au coborât atent prin stufărișul de lângă pădurea de salcâmi și au pornit pe jos spre intrarea în pădure. Vezi scorbura aia mare, bubule? Aia în care parcă se mișcă ceva? Da, da, aia. Acolo și-au făcut adăpost gărgăunii. Îți simt mirosul de la distanță și cum încerci să te apropii de florile de salcâm, bat alarma. Iar în câteva secunde ies santinelele la atac. De asta mergem pe jos, ca să ne acopere iarba mirosul. Acum poate ar fi cazul să-mi zici și mie despre planul tău. Pe cât de periculoasă și eficientă este această manevră, pe atât e de simplă și eficientă. Dacă ne sincronizăm perfect, scăpăm repejor. Cum spuneam mai devreme, eu zbor spre gărgăuni și ademenesc, iar tu adun mierea cât mai repede, după care am plecat spre stupul de albine. E clar? Stai un pic, dar gărgăunii zboară foarte repede și chiar dacă reușești să-i ademenești, te vor ajunge din urmă și pe aici ți-e zborul. Corect, dar uite de asta aveam nevoie de pânza de păianjen. Uită-te printre crengile salcâmilor ăia, vezi ceva? Unde, bubule, că nu văd nimic acolo? Mijește ochii, pufăilă, și fii mai atent. Printre ramurile alea două, nu vezi nimic, nimic? Nu știu despre ce vorbești. Ah, ia stai, parcă am observat ceva. Acum văd, e pânza de păianjen. Exact, pentru că sunt mic și sprinten, voi țâșni prin ochiurile pânzei, iar gărgăunii n-au vreo șansă să treacă la cât de mari sunt. Că bine zici, bubule! Ei, hai să procedem la treabă! Bubu își lua inima în dinți și începu zborul spre scorbura cu gărgăuni, iar pufăilă stătea gata, gata să decoleze spre florile de salcâm. Dintr-o dată, unul din gărgăuni ieși din scorbură și începu să băzâie alarma. Santinele, avem un intrus! Pe el! Imediat au ieșit încă patru gărgăuni și au țintit spre direcția lui Bubu cu o viteză nemaipomenită. Dar micul nostru aventurier nu se sperie, ci făcu o manevră de tip schimb brusc de direcție în buclă năucitoare, una din preferatele sale, și se îndreptă cu toată viteza spre pânza de păianjen. Asta e tot de ce sunteți în stare, gărgăunilor! Îi zătărâ Bubu în timp ce pufăilă era foarte aproape de florile de salcâm. Ce mai așteptați? Să-i întreacă o buburuză mică pe dita mai gărgăunii? Ha! Nu mă ajungeți din urmă! Santinelele erau atât de furioase că au mărit viteza într-atât încât erau deja la 10 centimetri de Bubu. Până aici s-a mers gânganie! Și exact! În momentul în care era gata să-l înșface, Bubu a trecut ca o săgeată printr-un ochi din pânză de păianjen, lăsându-i încălciți în pânză pe toți cei cinci gărgăuni. Ai avut noroc, nesuferitule! Nu mai scap tu de noi data viitoare! Nu mai scap eu de voi sau voi de mine? La marginea pânzei își ascuțea dinții păianjenul haț-haț. Să fugim, santinele! Rupeți repede pânza cu cleștele, că ne papă haț-haț! Cât pe ce să ajungă gărgăune, desert delicios pentru haț-haț, dar au reușit să taie pânza căzând în iarbă încâlciți. Bubu le zâmbi victorios și zbură spre pufăilă, care l-aștepta cu două găleți pline cu miere de salcâm. Genial, băiete! Nu cred că vor uita prea curând cum o buburuză le-a șters nasul celor cinci gărgăuni uriași. Să zburăm spre stupul de albine, că deja se luminează de ziua. Și uite așa, Bubu îl ajută pe pufăilă să-și recapete locul
în stupul de albine, aducând o găleată plină cu miere magică de salcâmp. Vă întrebați, poate, ce s-a întâmplat cu cealaltă găleată cu miere? E, bine, din aceasta s-au înfruptat cei doi aventurieri ai noștri, care, de acum încolo, au rămas prieteni, pentru că prietenul adevărat, la nevoie, se cunoaște.